Am vrut să punctez să nu trecem peste sărbătoarea nașterii Domnului fără să punctăm câteva lucruri, fără să învățăm ceva, fiindcă eu am Domnul mi-a pus pe inimă de mult timp să vorbesc și să studiez un pic despre Maria, mama lui Isus, și în paralel am să vorbesc în seara aceasta și despre Iochebed, mama lui Moise. Înainte vreau să mă rog și să închin timpul acesta Domnului. În numele lui Iisus Hristos vin înaintea ta, Tată, și vreau să te onorez prin puterea Duhului Sfânt și vreau să mă închin înaintea ta și să te ador și să te slăvesc și să glorific numele tău și să te înalț și să mă proștern înaintea ta cu tot ce sunt, cu tot ce am și cu toate planurile pe care tu le ai cu privire la viața mea. Vreau să vin înaintea ta cu misiunea mea, cu ceea ce mi-ai încredințat și ceea ce îmi încredințez, cu tot ce este scris în cartea vieții mele, și vreau să mă transform într-o femeie puternică a credinței, să pot să spui într-o zi: vino roabă bună și credincioasă, ai fost pusă peste puține lucruri și le-ai îndeplinit, ți-ai împlinit misiunea cu cinste, cu onoare, cu excelență. Vreau să mă faci o femeie a excelenței și împreună cu toate femeile care mă ascultă, vreau să luăm hotărâri noi, să luăm exemple noi, să învățăm în seara aceasta, să mergem mai îmbogățite cu informații, cu exemplele acestea pe care le vom primi, le vom studia în seara aceasta, să fim mai determinate să umblăm în voia ta, să vedem că se poate, să vedem că tu onorezi pe cei ce acționează prin credință. Îți mulțumesc că ne vorbești atât de minunat și nu ne lași în necunoștință și nu ne lași fără să ne vorbești și să ne ridici și să ne înalți din orice situație am fi. Îți mulțumesc, Doamne! Duhule Sfânt, vreau să te simți binevenit, vreau să te simți onorat. Te rog să preiei timpul acesta și să mă ajut să îl folosesc cu excelență, să-l folosesc cu călăuzirea ta, să pot să-l prezint înaintea Tatălui, să pot să aduc o jertfă cu miros plăcut înaintea Tatălui în seara aceasta. Te rog să pregătești inimile, te rog să vorbești persoanelor care ascultă. Te rog să cercetezi, te rog să aduci răsturnări de situație în viețile în care este nevoie de aceasta. Te rog să aduci încurajare, te rog să aduci mânghiere, te rog să aduci speranță, te rog să aduci viață, te rog să duci hotărâri noi după voia lui Dumnezeu în viețile persoanelor care vor asculta mesajul acesta, ori acum în direct, ori mai târziu. Duhule Sfânt, știu că ceea ce unși tu este uns și nu contează timpul, nu contează distanța. Ungerea o dai tu, viața o transmiți tu în orice moment și în orice timp și în orice loc. Mulțumim pentru această revelație, îți mulțumim pentru aceasta și îți mulțumim pentru că ești în viețile noastre, ești cu noi, ești în noi și nu ducem lipsă de călăuzirea ta. În numele lui Iisus Hristos îți încredințez timpul și învățătura aceasta. Amin. Deci, voi vorbi despre femei ale credinței, Iochebed, mama lui Moise, și Maria sau Miriam, mama lui Isus. Dar nu pot să vorbesc, fiindcă am ales să vorbesc despre Iochebed, mama lui Moise, nu pot să trec direct la ea, pentru că înainte să citim despre mama lui Moise și despre situația asta în care intră în peisaj Iochebed și Moise, găsim înainte alte două femei, Șifra și Pua, moașele. Scurt voi vorbi despre ele, citesc contextul în care găsim personajele acestea și situația care era în poporul Israel și în Egipt. Exod 1:15 zice așa: împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite Una Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis:
Când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat să-l omorâți, iar dacă este fată să o lăsați să trăiască. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat copiii de parte bărbătească să trăiască. Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis, pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Moașele au răspuns lui Faraon, pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele. Ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Atunci Faraon a dat următoarea poruncă întregului popor, să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Moașele astea, Șifra și Pua, zice cuvântul că au cunoscut numele Domnului și s-au temut să omoare copiii de parte bărbătească. Acum, ele au făcut asta foarte conștient, că riscă enorm de mult ignorând ordinul, ignorând legea dată de Faraon. Această hotărâre a lor putea avea consecințe catastrofale. Ele știau că puteau fi pedepsite cu moartea și totuși aleg să meargă împotriva curentului, împotriva legii date de Faraon. Ele sfidează împrejurările cu prețul vieții lor. Pentru ele fiecare viață salvată era o victorie. Pentru ele fiecare viață salvată era importantă. Pentru ele fiecare viață era o biruință, era o victorie. Era, deci încă o viață, încă o viață. Am salvat încă o viață cu prețul vieții lor. De fiecare dată. Ele știau că pot fi prinse sau pot fi părâte sau pot fi denunțate și puteau fi omorâte. Dar ele aleg să meargă împotriva curentului, împotriva, sfidează împrejurarea cu privire la posibilitatea de a-și pierde viața. Deci vedem că aceste femei prețuiau viața. Și prin acțiunea lor au atras nu doar atenția faraonului, că faraonul vedea, copiii ăștia nu mai ăștia se înmulțesc, femeile astea ce fac? Deci ele au atras nu doar atenția lui Faraon, ci curajul, determinarea, îndrăzneala, credința lor, toate acestea, credința lor în Dumnezeul părinților lor, că le poate păzi, că le poate ocroti. Și chiar dacă ele au în spate numele lui Dumnezeu. Ele cunoșteau numele lui Dumnezeu și știau că Dumnezeu le poate păzi. Și ele aleg să se încreadă în acest Dumnezeu care le poate păzi sau dacă nu le va păzi, ele aleg totuși să facă lucrarea aceasta, să salveze viețile. Prețuiau viața și aceasta atrage nu doar atenția lui Faraon, și a poporului egiptean, ci și atenția lui Dumnezeu. Vedem că mișcă inima lui Dumnezeu, atitudinea lor. Și vedem că Dumnezeu le onorează în fața poporului și Dumnezeu le face case. Oare cum îi să-ți facă Dumnezeu case? Foarte interesant. Și că Dumnezeu le-a făcut case. Nu știm ce case aveau ceilalți, ce case aveau evreii sau egiptenii, dar știu că ceea ce Dumnezeu onorează iese în evidență, se vede de departe. Cred că Dumnezeu le-a făcut case frumoase, mai deosebite decât aveau ceilalți, pentru că Dumnezeu știe să onoreze credința în acțiune. Bun, atâta despre Șifra și Pua. În acest context apare Moise și facem cunoștință cu mama lui. Deci în contextul în care băieții trebuiau aruncați în apă, la crocodili, în râul Nil. În Exod 2 cu 1 citim un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi.
Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu zmoală. A pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul. Du-te, a răspuns fata lui Faraon și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și i-a dus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, adică scos, căci a zis, l-am scos din ape. Pe mama lui Moise, Iochebed, o găsim în lista eroilor credinței alături de soțul ei, în Evrei 11:23, zice, prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că este frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Acum, fiecare mamă își vede copilul ei cel mai frumos și celelalte mame i-or fi văzut frumos pe ai lor, dar uite, nu a acționat prin credință, nu i-o salvat pe niciunul. Nu scrie Biblia că ar fi salvat pe vreunul. Să analizăm puțin situația și contextul mai larg în care are loc această întâmplare. Deci, știm că copiii lui Israel au venit în Egipt pe vremea lui Iosif, când au fost constrânși de foame. Îi duce Iosif acolo, îi salvează, îi pune în cel mai bun loc, dar intenția lui Iosif nu a fost ca ei să rămână acolo veșnic, să rămână 400 de ani. El îi avertizează cu privire la asta, când vă va cerceta Domnul, să luați oasele mele, să nu lăsați oasele mele în Egipt când veți pleca. Deci el, discuții de felul ăsta au fost între ei, ei știau că locul lor nu e acolo. Toți știau că îi așteaptă Canaanul, Dumnezeu îi promisese lui Avram că țara lor va fi țara Canaan. Dar au trecut 400 de ani, foametea nu mai era, foametea au trecut de mult și ei totuși nu pleacă. Erau așezați în cel mai bun loc din țară, s-au înmulțit foarte mult, le mergea foarte bine, s-au obișnuit cu confortul, râul Nil le asigura bogăție, abundență, le asigura hrană pentru animale, ei erau păstori, aveau animale, se ocupau cu oile și cu tot felul de animale. Au început să țină mult, mai mult la confort decât să asculte și să împlinească voia lui Dumnezeu cu privire la ei ca și națiune. Uitați, ei au lăsat planurile lui Dumnezeu cu privire la ei ca și națiune și Canaan și ce aveau ei Canaan acolo, nu le mai trebuia. Nu îi mai interesa planul lui Dumnezeu atâta timp cât o duceau bine. Așa se întâmplă. Au ales să rămână în Egipt, dar cu timpul Egiptul i-a transformat în sclavi. Egiptul a început să-i vadă și să-i trateze ca pe niște dușmani, i-a suprit tot mai mult, a făcut strategii pentru a-i reduce numerii. Vi se pare cunoscut. Deci nimic nu-i nou sub soare. Cu reducerea numerică nu-i nou nimic. A început să-i vadă că pe dușmani și au făcut strategii, nu le-a ieșit una, nu le-a ieșit cu moașele, iar fac alta, să-i reducă numeric. De aici putem învăța ceva foarte important, dacă vrem. Când pui confortul înaintea ascultării de Dumnezeu, s-ar putea să devii rob și chiar se devine rob. Te transformă faraon
în rob, are strategii prin care să te țină rob, să trăiești viața unui sclav, muncezi zi și noapte, banii nu-ți ajung, gemi, te chinui după zăpada, rămâi fără speranță, fără speranță de schimbare sau de scăpare și așa mai departe, fiecare își cunoaște faraonului și situația lui. În cazul în care treziți în situațiile astea. Într-un astfel de context, o găsim pe Iochebed, mama lui Moise. Am găsit-o între eroii credinței, să vedem ce o califică pe Iochebed să fie trecută între eroii credinței. O studiem un pic pe femeia asta. În text o găsim la 3 luni după nașterea copilului, dar ca să-l poată ține ascuns, mintea mea mă duce că ea a trebuit să fie, credința asta a trebuit să fie activă, să intre în acțiune înainte, cu mult înainte, când începea să se vadă sarcina deja. Femeile, probabil evreice, erau îndurerate și probabil că a trebuit să se ascundă chiar de evreicele astea îndurerate, a căror copii fuseseră deja înghițiți de râul Nil și de crocodil și orice poți să îți imaginezi. Biblia nu ne spune că ar fi știut că va naște băiat, deși totuși eu cred și e foarte posibil ca părinții lui Moise să fi fost înștiințați de Dumnezeu despre nașterea lui Moise. Urma să se nască un mare om al credinței, un mare om al lui Dumnezeu pe pământ, eliberatorul poporului evreu, omul prin care Dumnezeu urma să se reveleze omenirii, urma să vină în lume omul care va vorbi cu Dumnezeu față în față. Și de obicei știm că persoanele de felul acesta, proroci, ca și, de exemplu, Samuel, îi trimis pe, într-o casă în care, la o mamă care se roagă. Și am vorbit despre asta într-un alt mesaj. Și eu înclin să cred că ei au știut că Dumnezeu va trimite, că au fost anunțați că Dumnezeu va trimite un copil de parte bărbătească și puțin, cel puțin o parte din planul pe care îl avea Dumnezeu cu Moise, după credința de care dă dovadă femeia asta, cred că a fost revelat. Bun. Acum, prin credință, ea riscă tot. Ca să salveze copilul ăsta, ea riscă tot. Face acte de mare curaj. O vedem că dă dovadă de un curaj fără margini. Riscă tot, pune la bătaie tot. Da? Este o non-conformistă în sensul bun al cuvântului. Ea, chiar dacă vedem că alege să acționeze împotriva legii date de faraon, știind că dacă ar fi descoperită, putea să plătească cu viața. Ea face, riscă și face actele astea de mare curaj pentru că era o femeie puternică și credea, avea o credință foarte puternică și vom vorbi despre asta mai încolo. Vedem câteva acte de credință a ei. Cum începe? Ce se întâmplă? Am văzut că îl ascunde 3 luni și la 3 luni zice că nu-l mai poate ține ascuns, pentru că copiii plâng și fac gălăgie și așa. Interesant că o găsim, Biblia specifică faptul că a luat un sicriaș din papură și l-a uns cu lut și cu smoală. Dacă vroia să-l trimită pe Nil celelalte femei, a căror copii trebuiau să, eu pus pe Nil să moară pe apă, să moară, normal, sicriașelele nu le ungeau cu smoală, dacă copilul trebuia să moară, nu? Dar ea nu-l pune într-un sicriaș simplu, doar ca să nu-l vadă cum moare, ci îl unge cu speranța că copilul va fi salvat, că copilul va trăi. Probabil și-a amintit de arca lui Noe și-a făcut
comparație, arca lui, corabia lui Noe a fost unsă cu smoală. Și prin smoala asta nu trecea niciun fir, niciun gram de apă, niciun strop de apă. Deci ea unge sicriașul și cu lut și cu smoală. Apoi, vedem că nu-l pune, nu-i dă drumul pe râu în jos, pe apă în jos să se ducă, ci îl pune acolo cu grijă între trestii, nu cumva. Deci să poată fi, o găsim pe sora lui, pe Miriam, urmărindu-l și stând pe acolo să observe ce se întâmplă. Așa, fiecare mișcare, fiecare etapă, vedem că e calculată. Cu siguranță ele știau program, studiase, observase programul descăldat al fiicei lui Faraon. Vedem că Dumnezeu îi dă o înțelepciune la femeia asta și ea își face partea ei. Tot ce ține de ea, deci tot ce ține de ea, ea face pentru a salva copilul. Restul rămânea în mâinile Domnului. Dacă ea acționează cu un astfel de curaj, cu o astfel de credință, înseamnă că femeia asta avea un secret. Cunoștea numele Dumnezeului părinților ei. Avea o relație cu Dumnezeu. Imposibil să faci un act de așa mare curaj și să nu ai o relație cu Dumnezeu, să nu cunoști numele lui Dumnezeu și ea alege să se încreadă în puterea acestor nume. Hai să ne imaginăm un pic, să vorbim un pic despre asta. Ne imaginăm că privim scena asta. Ne imaginăm că ne uităm la un film cu Iochebed care pregătește sicriașul ăsta. Oare la ce se gândea ea în timp ce pregătea sicriașul ăsta? Cât de mare îi era credința ei? Până unde îl putea vedea pe Moise prin ochii credinței? Putea să-l vadă salvat, putea să-l vadă mare, putea să-l vadă cum îl vedea. Avea îndoieli în inimă, avea durere, avea necredință sau alterna? Sau alterna astea? Deci un pic să ne punem în locul ei. Cred că a fost încercată de tot felul de gânduri, dar cred că se ruga în timp ce ungea sicriașul ăsta cu lut și cu smoală, cred că se ruga. Era o femeie a rugăciunii care avea o relație bună cu Dumnezeu și a spus că cunoștea numele lui Dumnezeu și cred că le-o lua pe toate la rând. Numele astea. Și cred că vorbea cu Adonai, stăpânul întregii creații, și îi spunea: tu ești Adonai, tu ești stăpânul, da? Tu ești stăpânul meu, te declar stăpânul meu, te declar stăpânul lui. Așa, cred că îl încredința în mâna lui Jehova Ire, Dumnezeu care poartă de grijă, îi spunea: tu poți să-i porți de grijă. Eu fac partea mea, îl pun acolo, de acolo încolo. Tu poartă-i de grijă. Apoi, cred că vorbea cu Elohim. Nu cred că se grăbea prea tare, că la fiecare numele astea putea să-i povestească câte ceva, să-i spună câte ceva. Mă încred în numele ăsta tău. Numele Jehova Ire, Dumnezeu care poartă de grijă. Cât de poți să-i spui, să-i amintești? Tu, ăsta e numele tău, datoria ta e să... Eu fac aici, uite, îl un cu smoală, îl pun acolo, îl pun între trestii. Tu poți să... Îi spunea lui Dumnezeu cum să-i poarte de grijă. Uite, vezi, am studiat programul lui fata asta, lui Faraon. Asta vine la ora asta. Fă să cumva să... Pentru că toți noi născuți băieți ai evreilor erau condamnați la moarte. El trebuia să fie găsit de cineva care avea acces la putere. De altfel nu era salvat. Și de-aia îl duce acolo, când știe că vine fata lui Faraon la scăldat. Fata lui Faraon avea această putere, avea acces la puterea asta, avea această putere. Bun, după aceea, cred că mi-o imaginez, nu cred că se grăbea prea tare, pentru că trebuia să povestească cu fiecare din numele astea. Vorbește cu Elroi, Dumnezeu care vede, și să-i spună, să-l urmărească, să-l supravegheze non-stop, să... Cred că l-a încredințat în mâna lui El Shaddai, Dumnezeul atotputernic.
Jehova Shavaot, Dumnezeul oștirilor, să-i vorbește cu el, să trimite câți îngerii caz acolo, să-l păzească pe odorul ei, sufletul ei, nu? Și fiindcă fica lui Faraon, totul, Dumnezeu potrivește tot, și fica lui Faraon îl găsește și îl salvează și îl numește fiul ei. Dumnezeu este întotdeauna cu cei care sunt gata de luptă și onorează credința și curajul mamei, onorează credința și curajul acestei mame, Iochebed, și îl salvează pe Moise. Și acest principiu funcționează și astăzi. Dumnezeu onorează credința în acțiune. Dumnezeu răsplătește cum? Din belșugul casei lui Faraon. Fica lui Faraon o plătește, deci el, ea e mama lui și zice, erau femei multe acolo care, Biblia nu specifică că Miriam ar fi spus să-ți aduc mama copilului, ci zice, îți aduc o mamă, îți aduc o doică să ți-l alăpteze. Erau multe femei care rămăseseră fără copii și aveau lapte și n-aveau ce face cu el. Deci Dumnezeu o răsplătește din belșugul casei lui Faraon. Fica lui Faraon o plătește, o și plătește ca să-i alăpteze, să-l alăpteze pe copilul ăsta, pe Moise, și să-i fie doică. Dumnezeu are simțul umorului. Dumnezeu râde de cel rău. Deci el a vrut să facă așa cum Dumnezeu schimbă, răstoarnă și pune istoria la locul ei. Și Moise ajunge să fie educat la cele mai înalte școli, chiar în casa lui Faraon. Învață toată știința și legile Egiptului, învață mersul lucrurilor în Egipt, învață cum funcționează toate. Deci pus să învețe toată știința Egiptului. De ce? Pentru că o mamă a acționat prin credință. Dumnezeu răstoarnă planul diavolului cu privire la Moise și rezultatul este glorios, pentru că o mamă a acționat prin credință. Și nu orice credință. O aplicație aici, o observație sau o aplicație. Dumnezeu, ce orchestrează El? Tot El și finanțează. Tocmai a spus că mama lui Moise a fost plătită. Ea avea o misiune, misiunea de a-l aduce pe Moise în lume și să-l facă partea ei în salvare și apoi Dumnezeu o plătește din belșugul casei lui Faraon. Deci Dumnezeu ce orchestrează, El finanțează. Când Dumnezeu îți dă o lucrare, El o finanțează. Dintr-o dată vedem că statutul lui Iochebed se schimbă, ea este favorizată de Dumnezeu și de oameni. Astfel de credință vrea Dumnezeu de la noi, în mod constant, nu doar când suntem în situații limită. Asta e de învățat, de aplicat pentru noi. Și cum Dumnezeu nu face lucrurile pe jumătate, vedem că ei nu trebuie să se despartă. Deci mama, Iochebed, nu trebuie să se despartă de Moise, ci rămâne în grija ei. Iochebed înțelege că Dumnezeu are un plan special cu Moise, astfel că este pregătită să-și ia rolul în serios. Ea trebuia să-l pregătească pentru planul acesta pe care l-avea Dumnezeu cu Moise. Știa că în timpul ei alături de Moise, știa că timpul acesta e limitat. Aproximativ 12, până la 12 ani stăteau doicile cu cred că așa și acum, în casele împărătești, până la 12 ani stăteau cu copiii doicile. Ea a folosit acest timp pentru a semăna, pentru a inocula în Moise adevărul cu privire la Dumnezeul părinților lor și la promisiunile lui cu privire la poporul său, cu privire la poporul Israel. I-a prezentat și nebunia idolatriei știind că va intra sub influența învățăturii. După ce iese de la ea, de sub mâna ei, după ce el nu mai va mai avea nevoie de ea, va intra în școala
în școala de la casa lui Faraon, în școala de, de la curte, și ea îl învață înainte, îi se ocupă de el intens și îl învață să se închine Dumnezeului, adevărat Dumnezeului celui viu. L-a învățat și frica de acest, l-a învățat să se teamă de acest Dumnezeu, l-a învățat frica de Domnul. De unde știm asta? Îl găsim mai târziu, peste ani, la rugul aprins că își ascunde fața, se temea să-l privească pe Dumnezeu. Deci știa el ceva, chiar dacă poate îi uitase numele sau vroia să facă cunoștință cu Dumnezeu, vroia să afle chiar de la el numele, se teme. Are își aduce aminte că Dumnezeu ăsta trebuie să, n-are voie să-l privească în față. Ce cred eu despre Iochebed este că a fost o, cred că a fost o femeie foarte înțeleaptă. O femeie a rugăciunii, o femeie a excelenței. Cred că femeia asta nu cunoștea sau nu accepta expresia nu se poate. Cred că a fost o femeie foarte puternică. Ea a reușit până la 12 ani să pună în Moise atâta valoare, atâtea valori. A reușit să pună bazele, baze sănătoase, informații sănătoase într-un om, unul din să formeze caracterul unuia dintre cei mai mari oameni ai istoriei care s-au născut vreodată pe pământ. Să vedem ce fel de câteva caracteristici sau trăsături de caracter pe care le găsim la Moise, pe care reușește femeia asta să le inoculeze în Moise, îl găsim ca și o persoană de acțiune. De acțiune. Asta e bun. E impulsiv, cu un simț al dreptății foarte ascuțit și asta e bun. Dar trebuie canalizat. Este milos, îl găsim că este milă de evreul care era bătut de egiptean. Aici găsim două deja. No, simte că trebuie să facă dreptate și rezolvă problema în felul lui, în felul egiptenesc. Da? Îl omoară pe egiptean, îl ascunde în nisip. Așa, a doua zi vine iară și când găsește doi evrei că se ceartă, nu mai are soluții. Și atunci Dumnezeu zice, hai la școală, Moise, trebuie să te duc la reeducare, la școala mea, că problemele poporului meu se rezolvă în felul meu. Și îl duce la reeducare, 40 de ani la oi, Moise învață să fie păstorul unui număr mare de oameni. Cam așa. Deci, problemele poporului lui Dumnezeu trebuiau rezolvat, trebuia învățat să se rezolve în felul lui Dumnezeu. Și astfel intră Moise într-o altă școală. O altă calitate a lui Moise este promptitudinea cu care răspunde când Dumnezeu îl strigă din rug. E o calitate pentru că cuvântul lui Dumnezeu scrie că amânarea, Dumnezeu urăște amânarea. De amânare, diavolul se folosește și poate să facă ravagii, poate să fure binecuvântări, poate să... Deci, promptitudinea cu care răspunde arată că ăsta e material bun. La prima strigare, când Dumnezeu îl strigă, Moise, el răspunde, iată-mă, asta spune mult, asta spune mult. Probabil mama lui îi povestise despre părintele Avram, care atunci când Dumnezeu îl striga, el spunea, iată-mă, imediat răspundea. O altă amprentă lăsată de mama Iochebed în sufletul lui, o mare calitate, o mare calitate. El alege să se identifice cu un popor de sclav, un popor rob, în schimbul luxului. Deci el nu se lasă prins de luxul din casa lui Faraon, ci preferă poporul sclav și în final pustia, pentru că era poporul sclav, zice, ce vrei să mă omori pe mine ca și pe ăla de el? Ăștia erau pârâcioși, deja erau desbinați, erau...
și preferă pustia în schimbul, deci atât de, de bine opus Iochebed semințele acolo în inima lui, încât preferă pustia în schimbul luxului. Cu siguranță cunoștea și povestea lui Iosif, care l-a adus pe popor acolo și felul în care Dumnezeu l-a ridicat. O altă calitate, Biblia spune că el a fost foarte blând sau a fost cel mai blând om care a trăit vreodată. Cu atâta popor pe cap și atâtea probleme. E greu de imaginat cum să fi fost cel mai blând om după care trăiește vreodată. Viitorul vieții lui Moise, misiunea uriașă dusă la îndeplinire în calitate de conducător al lui Israel, cu multă excelență, toate astea și tot ce am vorbit până acum sunt mărturii despre importanța lucrării unei mame credincioase. Nu există o altă lucrare care să se poată compara cu asta. Nu există. Un proverb spunea că mama, mâna care mișcă leagănul conduce lumea. Zic spunea, pentru că se pare că de mult timp asta nu mai e adevărat, nu mai este așa. Acum mama pune telefonul în mână la copii și lasă de mic copil, lasă să îl formeze internetul sau televizorul sau desenele. Nu zic toate femeile, dar vedem și trăim rezultatul. Într-o foarte mare măsură, asta e foarte important, într-o foarte mare măsură, mama ține în mâinile ei destinele copiilor până la o vreme, când sunt încă ușor de modelat și deschiși la învățare, curioși să exploreze tot, să știe tot, să audă tot, să învețe tot. Ea știe și poate să se ocupe de dezvoltarea minții și a caracterului, modelându-le nu doar pentru prezent, ci să pună în ele valori veșnice. Ea poate pune semințe ce vor răsări și vor rodi fie spre bine, fie spre rău, fie spre slava lui Dumnezeu, fie spre slava diavolului. Închei vorbirea mea despre Iochebed cu câteva citate. Un citat al lui John Killinger descrie mama foarte frumos. Zice așa: eu cred în dragostea tuturor mamelor și în importanța ei în viața copiilor lor. Ea este mai tare ca oțelul, mai fină decât puful și mult mai elastică decât cea mai verde mrădiță. Ea vindecă răni, risipește dezamăgiri și face în stare pe cel mai slab copil să stea în picioare și să facă față problemelor vieții. Și cred că una din cele mai mari minuni din lume este o mamă care își revarsă dragostea peste copilul ei, binecuvântând lumea cu gingășia atingerii ei și cu lacrimile bucuriei ei. Paul Black zice: cu excepția puterii Duhului Sfânt, nu există pe pământ o altă putere mai mare decât a unei mame care se roagă. Mamele care s-au rugat au mutat mai mulți munți decât buldozerele. Un lord acum, lordul Shaftesbury: dați-mi o generație de mame creștine și garantez că în 12 luni voi schimba fața societății. Acum, dacă am fi curioși să analizăm în contextul nostru persoane pe care noi le cunoaștem, să analizăm secretul unor bărbați și femei cu o credință puternică și cu realizări mari în împărăție, pentru împărăția lui Dumnezeu, vom găsi undeva în spate o mamă sau o bunică care a avut o relație strânsă cu Dumnezeu, o femeie a credinței, o femeie a rugăciunii, care a scris și a săpat în inima copilului sau în inima copiilor
cu valoare, o valoare veșnică, pe care lumea cu toată oferta ei nu le poate șterge. Se spune despre Susanna Wesley, mama lui John Wesley, că petrecea zilnic o oră în rugăciune pentru cei 17 copii ai ei. Apoi lua fiecare copil câte o oră în fiecare săptămână și vorbeau lucruri spirituale. Se spune de, nu ne ducem departe, se spune despre fratele nostru Pustan. Avea, nu știu exact, mama lui sau bunica lui. Se așeza la ora 9 lângă patul lui și se ridica la ora 12, când bătea gongul de 12, se ruga. Nu știu dacă mama sau bunica lui, așa am înțeles. Bun, atât despre Iochebed. Mergem mai departe și vreau să analizăm un alt personaj, mama lui Isus, Maria, mama lui Isus sau Miriam. Știți ce înseamnă Miriam? Cea care plânge. Găsim în Luca, voi citi textul din Luca 1, începând cu versetul 26. O să mă grăbesc un pic ca să nu mă întind prea mult. În luna 6, Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care i-ai vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se face lucrul? Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și cea căreia i se zicea stearpă este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale, și îngerul a plecat de la ea. Biblia nu vorbește prea mult despre Maria, nu ne dă prea multe detalii despre ea, decât că era o fecioară care locuia într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, și că era logodită cu un bărbat pe nume Iosif. Aflăm despre ea câteva detalii în cântarea de laudă pe care ea o rostește la întâlnirea cu Elisabeta. Ca să vedem ce trăire avea, cum ce o face vrednică sau nu vrednică, care erau trăirile ei și relația ei cu Domnul, asta descoperim din cântarea de laudă pe care ea o rostește acolo, și ce atrage atenția lui Dumnezeu asupra ei. Asta am vrut să spun. În Luca 1 cu 39 zice așa: Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Când a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, deci de aici încolo urmează să o analizăm pe Maria: sufletul meu mărește pe Domnul
și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt și îndurările Lui, îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Deci o găsim că este credincioasă, ferice de cea care a crezut. Este credincioasă, a crezut ceea ce i-a transmis îngerul. Deci ea a primit informația și ea putea să aleagă, să creadă sau să nu creadă, să primească sau să nu primească, să riște sau să nu riște, pentru că vom vedea la ce se expune și ea. Este credincioasă. Apoi vedem că este o închinătoare. Zice, sufletul meu mărește pe Domnul. Ea este obișnuită cu limbajul acesta. Sufletul este o închinătoare. Știe să se închine, știe să aleagă cuvintele. Da, apoi, sufletul meu mărește pe Domnul și Duhul ei se bucură. Zice, mi se bucură Duhul în Dumnezeu. Duhul ei se bucură în Dumnezeu, da? Când sufletul și Duhul, noi am învățat asta, când sufletul și Duhul, se pare că sufletul cu Duhul ei sunt într-o armonie perfectă. Duhul Sfânt poate să lucreze fără nici un obstacol. Ea zice, sufletul meu mărește pe Domnul și Duhul meu. Și Duhul la fel. Duhul meu se bucură, pentru că sufletul meu mărește pe Domnul. Duhul Sfânt poate să lucreze, să se manifeste fără nicio oprire, fără niciun obstacol, atunci când sufletul și Duhul sunt în armonie. Apoi vedem că ea spune despre ea, recunoaște că a ales să trăiască în smerenie înaintea Domnului. Zice... pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. A privit spre starea smerită. Deci vedem că ea este, recunoaște că a ales să trăiască, să fie ales smerenia înaintea Domnului. Să vedem câteva beneficii ale trăirii în smerenie. Ce înseamnă asta? Ce se poate întâmpla când alegi să trăiești în smerenie, dacă înțelegi smerenia așa cum trebuie? Smerenia atrage ca un magnet harul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Deci smerenia atrage harul lui Dumnezeu. Lucrările mari a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu se trimite lucrările mari. Lucrările mari ale lui Dumnezeu nu pot să fi trimis, nu pot să aterizeze decât pe un sol impregnat în smerenie. Lucrările mari ale lui Dumnezeu sunt trimise acolo unde se detectează smerenie. Este bine să ne amintim de la mesajele anterioare că floarea asta a smereniei, să o comparăm cu o floare, nu crește decât pe mormântul mândriei. Astea două nu se întâlnesc niciodată, mândria cu smerenie, nu. Cresc una pe mormântul celeilalte. Când mândria a înflorit, înseamnă că nu mai discutăm de smerenie. Când floarea smereniei poate crește doar pe mormântul mândriei. Da, smerenia crește pe mormântul mândriei. Ok, astea nu se întâlnesc niciodată. Altceva despre smerenie. Există o legătură între smerenie și har. Există o legătură între smerenie și slavă. Deci între smerenie și har, între smerenie și slavă. Smerenia atrage slavă. Întotdeauna slava ți se dă, nu o iei. Ți se dă ca, cu scopul ca tu să o dai mai departe. Deci întotdeauna slava nu o iei tu, nu poți să o furi, nu poți să furi slava lui Dumnezeu, slava ți se dă cu un scop. Să o dai mai departe, o dai lui Dumnezeu sau, zice 1 Petru 4 cu 10, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după felul, după darul pe care l-a primit.
Nivelul smereniei determină nivelul de har, nivelul de slavă. Smerenia te ajută să accesezi, să experimentezi noi nivele sau niveluri de har. 1 Petru cu 5, capitolul 5 cu 6 zice: smeriți-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Smerește-te ca El să te poată înalța. Asta e ideea. Smerește-te ca El să te poată înălța. Dumnezeu vrea să atingi potențial maxim, să trăim destinul întreg. Nu pe frânturi, nu doar câteva pagini și după aia pauză. Nu, trebuie să... Dumnezeu vrea ca noi să trăim destinul întreg, la maxim, potențial maxim. Acum trebuie să spunem că există o smerenie falsă. Poți fi dus în eroare, te poți înșela. O smerenie pe care o copiez, o imit, o imitație de smerenie, pe care o copiez de la alții, care se vede doar pe din afară. Poți să crezi că smerenia stă în felul în care, doar în felul în care te porți, în felul în care te îmbraci, în felul în care vorbești, în felul în care... Deci există o smerenie falsă, care n-are nimic de a face cu... smerenia despre care vorbim noi aici, care o smerenie care atrage doar atenția oamenilor, dar inima lui Dumnezeu nu o atinge. Nu trebuie să pari un închinător în duh și în adevăr. Nu să pari, că te vede lumea. Trebuie să fii și când ești singur, nu doar când te văd ceilalți. Să fii un închinător în duh și în adevăr, fiindcă ai capacitatea asta dată de Dumnezeu și ai chemarea asta tot de la Dumnezeu. Deci nu trebuie să pari, când te vede lumea, wow, să fii un închinător, să fii un mijlocitor, să fiu. Nu, trebuie să fii și când ești singur. Bun, ne întoarcem la Maria. Se pare că Maria a înțeles că smerenia atrage slava lui Dumnezeu, deci de aceea răsplata ei va fi pe măsură. Ea zice despre cum i-a spus îngerul, de acum încolo toate neamurile vor zice fericită. Poporul știa că trebuie să se nască Mesia, și probabil că fiecare fată din Israel purta adânc în suflet dorința aceasta de a fi ea cea care îl va purta pe unsul lui Dumnezeu. În fiecare fată se năștea, în fiecare generație, oare nu voi fi eu, oare nu voi fi eu cea care îl va purta pe. Pentru că ei aveau în scriptură, zice, fecioara va fi... va rămâne însărcinată, fecioara va fi, fiecare fecioară, probabil că purta adânc în suflet, în gândirea lor, în gândurile lor, când se ruga, oare nu voi fi eu gândul acesta, dorința aceasta. Tocmai datorită faptului că smerenia este unul din marile ei secrete, aici vă rog să mă ascultați foarte atent, foarte atent. Tocmai datorită faptului că smerenia este unul din marile ei secrete, atunci când îngerul Gabriel vine cu această veste, cu această misiune, ea se tulbură. Prima dată se tulbură. Nu este obișnuită cu cuvinte de felul acesta. Zice îngerul, plecăciune ție ți s-a făcut, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Și vedem că ea se tulbură. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Vreau să lămurim ceva foarte important aici. Când îngerul îi se adresează prima dată plecăciune ție, îngerul nu se închină Mariei. Nu se închină Mariei. Această exprimare era o formă de salut. Era o formă de salut pe care o întâlnim ca, cu care ei erau obișnuiți, se salutau. O întâlnim în Faptele Apostolilor 15 cu 23.
Zice, și au scris astfel prin ei, apostolii, prezbiterii sau bătrânii și frații, către frații dintre neamuri, care sunt în Antiohia și în Siria și în Cilicia. Plecăciune. Deci îi o formă de salut cu respect. Fapte 23 cu 26. Claudius Lysias către prealesul dregător Felix. Plecăciune. Era o formă de salut. Și fiindcă Noul Testament a fost scris în limba greacă, trebuie să vedem ce înseamnă cuvântul care la noi este tradus cu plecăciune. Este cuvântul kairos, care în limba greacă înseamnă bucurie, fericire, aduce bucurie, transmite bucurie și fericire. În Romani 12 cu 15 este folosit același cuvânt kairos, pentru că contează originalul, contează ce-o vrut să transmită scriitorul acolo. Kairos e cuvântul folosit peste tot. Așa, și în Romani 12 zice kairos, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Același cuvânt, kairos. Deci nu, îngerul Gabriel nu îi se închină Mariei. Nu se închină Mariei. Deci îngerul îi urează, rostește peste ea cuvinte care au rolul să alunge orice teamă, orice îngrijorare sau frică cu privire la cursul, la decursul lucrurilor. Pentru că ei îi stătea în față o perioadă în care se va confrunta cu, cu obstacole, se aștepta să se confrunte cu diferite probleme, cu diferite gânduri, cu diferite frici, cu diferite situații, de aceea îngerul rostește peste ea cuvinte care au rolul să alunge toate astea, să alunge teama, orice îngrijorare sau frică cu privire la cursul, de cursul lucrurilor și pune în loc bucurie. Deci bucură-te! Pune în loc bucuria, onoarea și favoarea de a fi aliasă, de a fi mama trimisului, unsului lui Dumnezeu, a lui Mesia, a Fiului lui Dumnezeu. Îngerul îi transmite, bucură-te, ție ți s-a acordat această onoare, ai mare har, nu te teme, zice, nu te teme, Domnul este cu tine, ești binecuvântată, ai parte, vei avea parte de protecție, nu te teme, bucură-te, bucură-te. Continuă închinarea, continuă lauda, de aia o găsim când se duce la Elisaveta într-o închinare, într-o bucurie. Pentru că așa i-a spus îngerul și avusese parte de umbrirea Duhului Sfânt. La încheierea conversației cu îngerul, ea dă dovadă de aceeași smerenie. Prin cuvintele, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Iată roaba Domnului. Facă-mi-se după cuvintele tale. După ce pune niște întrebări, ea zice, gata, mă abandonez. Dacă asta e voia lui Dumnezeu, asta e misiunea mea, mi-o însușesc, mă abandonez, facă-mi-se după ce le spuse, facă-mi-se după voia ta. Acum, după ce am explicat despre smerenie, nu este foarte greu să înțelegi că Maria nu primește închinarea pe care o aduc oamenii de pe pământ. Nici vorbă. Nu primește rugăciunile, cu părere de rău, pentru cei care ascultă și cred altfel, dar e timpul să ne trezim și să luăm veșnicia sufletului nostru în serios. Nu primește rugăciunile, nu rezolvă problemele, ci aceasta este o strategie a celui rău să-i țină pe oamenii în întuneric, în idolatrie și astfel rugăciunile lor nu-și ating ținta, pentru că în 1 Timotei 2 cu 5 cuvântul lui Dumnezeu spune că este un singur Dumnezeu, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Nu vorbește nicăieri despre Maria, că ar primi rugăciuni, care rezolva probleme, care primi închinare, că s-ar bucura de închinare. Da, spune, te vor numi fericită, dar nu spune cuvântul că ea ar primi închinarea sau rugăciunile sau... Hai să ne întoarcem la Maria. Deși era o slujitoare smerită și fidelă a Domnului, ea nu era perfectă. Cum susține
careva dintre religii, am uitat care, că n-ar fi avut niciun păcat, că era perfectă, că era sfântă, că era... Ea era născută normal dintr-un bărbat și o femeie, dar era un vas care se păstra curat. Era aleasă pentru misiunea aceasta, era evlavioasă, avea o credință puternică în Dumnezeul lui Israel, cunoștea numele lui și așa mai departe. În aceste momente, o vedem pe Maria la întâlnirea cu, după întâlnirea cu Gabriel, în viața ei ia o întorsătură, se schimbă radical. Ea, în aceste momente, avea nevoie de toate cuvintele rostite de îngerul Gabriel, de toate încurajările din lume, pentru că viața ei avea să se schimbe radical. După legea lui Moise, cum? La ce se expune? După legea lui Moise, ea trebuia să fie ucisă cu pietre. De ce? Fiindcă era doar logodită cu Iosif. Dar încă ei nu locuiau împreună. Când îngerul îi spune lui Iosif, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, în cazul în care nu știți, trebuie să lămurim lucrurile astea, să știm că perioada de logodnă se putea prelungi până la un an sau doi ani, până mirele rezolva și făcea acasă sau ce știu eu ce o hotărât el acolo, să aibă unde să își ducă soția. Deci perioada de logodnă putea să dureze, dar în perioada asta cei doi, chiar dacă nu locuiau împreună, erau socotiți ca și soț și soție. Erau promiși, aparțineau deja unul celuilalt, lucrurile se stabiliseră, ea era considerată soția lui. Iosif era considerat soțul ei. Da. Apoi, mai era, bun, odată era Iosif pe care trebuia să-l lămurească, la care trebuia să-i explice și ce să-i explice, cine ar crede așa. Ea a avut parte de vizita îngerului, dar Iosif, ce să-i explice la Iosif? Și, deci trebuia să se confrunte odată cu Iosif, apoi era familia, era poporul, era soborul, erau preoții, era toată clica acolo, toți la care, ce să le explice? Ea era singură. Avea o responsabilitate imensă. Ea va purta în pântece pe Fiul lui Dumnezeu. Și era o tânără, fecioară. În Israel se căsătoreau, erau promise fetele la o vârstă destul de fragedă, totuși ea are cunoștințe despre Dumnezeu foarte solide, dacă poate să accepte și o relație specială cu Dumnezeu, dacă poate să accepte așa o provocare, chiar venind de la un înger. Luca 1 cu 30 zice, îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu căreia îi vei pune numele Iisus. Îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Îngerul îi aduce și o dovadă a celor spuse de el. Zice, uite așa, ca să o dovadă sau o mărturie că ceea ce spun este adevărat, uite, hai că spun un secret pe care încă, care nu a ajuns la urechile voastre. Îi aduce o dovadă a celor spuse de el, spunându-i despre Elisaveta. Elisaveta îl purta deja în pântece pe Ioan și era în luna a șasea. Cel care avea să meargă înaintea lui Iisus, să deschidă calea înaintea lui Iisus. Deci îngerul îi aduce o veste și spune, uite, așa, un fel de pecetluire. Probabil că a avut nevoie
Maria, sau a fost și un alt motiv pentru care îngerul îi spune Mariei lucrul ăsta. Luca 1:36, și iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și Maria a zis, apoi, deci după ce îngerul îi spune despre Elisaveta, Maria zice, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul pleacă de la ea. Deci, Maria cunoaște numele și puterea acestor nume al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu le-a revelat, cu care s-a revelat poporul lui Israel, și știe că poate să se încreadă în ele. Poate să se încreadă în această putere care însoțește numele acestea, care este în spatele acestor nume. Da? Și mai mult, fiindcă cunoaște această putere, cunoaște aceste nume, se abandonează în mâinile lui Jehova Ire, în numele lui Adonai, numele lui El Shaddai, Shavaot, Elohim, El Roi și în toate numele pe care le știa. De fapt, ea se vede situația pe care am încercat să o creionez, să o descriu, și de fapt ea se aruncă în brațele lui Dumnezeu cu totul. Și cred că și-a zis ceva, a zis ceva de genul ăsta. Acest copil îl port eu. Atât. Eu sunt vasul, voi fi mamă, am onoarea asta, dar nu mă descurc. Dar amândoi, deci asta înseamnă să te arunci în brațul lui Dumnezeu. Amândoi, prin credință, se aruncă în brațul lui Dumnezeu și zice, amândoi suntem responsabilitatea ta. Cu Iosif nu mă descurc, cu preoții nu mă descurc, cu legea lui Moise nu mă descurc, cu părinții nu mă descurc, cu mă duc la Elisaveta, că asta îi... Și ea a rămas însărcinată la bătrânețe, să văd cum e, și cu asta o să mă înțeleg vreo 3 luni, dar pe când vin eu înapoi, tu rezolvă problemele, că eu nu mă descurc. Și-a făcut Maria tot felul de scenarii, cred că, pe care le-au tot pus în brațul lui Dumnezeu, în brațul lui Dumnezeu. A zis, Jehova Ire, asta e de tine, Jehova Shavaot, asta e de îngerii tăi, Jehova... Înțelegeți? Amândoi suntem responsabilitatea ta. Da, eu port copilul, dar amândoi tu trebuie să ai grijă de noi, că eu deocamdată eu cu problema mea. Rezultatul îl știm apoi. Hai să ne ocupăm un pic de întâlnirea Mariei cu Elisaveta. Frumos, frumos. Câte rudenii de ale Mariei n-au fi fost însărcinate în vremea aceea? Mătuși, verișoare, neamuri de gradul 1, de gradul 2, or fi fost însărcinate multe. Dar Dumnezeu, îngerul, îi vorbește doar despre Elisaveta. Elisaveta avea o problemă. Trebuia scoasă din starea de tristețe și nemulțumire cu privire la vârsta ei înaintată pentru a da naștere unui copil. Toată viața a așteptat, toată viața a fost stearpă, i s-a spus stearpă, și acum, când e bătrână, se află că e însărcinat. Venea în lume unul din cei mai mari oameni născuți pe pământ, din femeie. Așa zice Biblia, că în cer cel mai mic va fi mai mare decât... Ioan Botezătorul sau ceva de genul ăsta. Deci venea în lume unul din cei mai mari oameni născuți pe pământ. Un alt destin mare. Cel care trebuia să pregătească calea înaintea lui Iisus. Elisaveta nu putea rămâne în stare să se tot plângă, zice Luca 1:24. Peste câtva timp Elisaveta a rămas însărcinată. S-a ținut ascunsă, frate, s-a ținut ascunsă de tot 5 luni. Că zicea, iată ce mi-a făcut Domnul. Acum îi vina Domnului că îi dă un copil, îi răspunde la rugăciuni de o viață, și când îi răspunde la rugăciuni, zice, iată ce mi-a făcut. Zice, când și-au aruncat ochii spre mine, uite, m-am aflat cu o sarcină la care acum nu e vremea. Deci, ca să-mi iau cara dintre oameni, zice. Deci acum, Ioan Botezătorul, știm după Ana,
Ana, mama lui Samuel, nu putea să vină într-o atmosferă de felul acesta. De aceea zice în Luca, Dumnezeu, îngerul o trimite, du-te la Elisaveta și trebuie să schimbăm și acolo situația. Luca 1 cu 40 zice, a intrat în casa lui Zaharia, despre Maria vorbește, și a urat de bine Elisavetei. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. S-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Mi se bucură inima în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci, iată de acum încolo, toate neamurile vă spune, fericită. Am citit încă un pic, încă o dată cântarea de laudă. Se întâmplă ceva extraordinar la întâlnirea lor. Nu? Faptul că, puteți să ne imaginăm, Iisus, unsul, se întâlnește, e prima întâlnire a lui Iisus cu Ioan, chiar dacă ei sunt în burțele, dar e prima întâlnire a lui Iisus cu Ioan. V-ați gândit la asta vreodată? Da, așa, un pic de... Se întâmplă ceva extraordinar acolo. Vedem o activitate intensă a Duhului Sfânt. Vedem că ungerea care este peste Maria e contagioasă. Elisaveta începe să profețească. Ea n-avea de unde să știe, nu primim, nu-i scris că ar fi anunțat-o și pe ea îngerul, că n-avea de ce să o anunțe, ea, fiecare cu problema lui. Ea începe să profețească, îi saltă copilul în pântece, avea loc ceva deosebit în tărâmul spiritual. Și Maria continuă, Maria se închină cu acea cântare de laudă apoi. Totuși trebuie să spun că Maria a fost doar umbrită și uite ce rezultat, a fost doar umbrită în vremea aceea de Duhul Sfânt, dar ea a trebuit să o găsim în camera de sus, la Rusalii, împreună cu ceilalți, cu ucenicii, și a trebuit să fie umplută cu Duhul Sfânt. Ea a trebuit să aibă parte, ca și toți ceilalți, de umplere cu Duhul Sfânt la Rusalii. O să închei cu o analiză pe scurt, dar puternică, cred. Ce au în comun aceste femei? Toate. În primul rând, ele cunosc numele lui Dumnezeu. Cunosc puterea pe care o poartă acest nume. Puterea din spatele lor. Apoi, au o credință puternică în Dumnezeul acesta, în numele acestea, în Dumnezeul care poartă aceste nume, care se identifică cu aceste nume. Adonai, El Shaddai, El Roi, El Jehova Shavaot, Jehova Irei, Jehova, deci au o credință puternică și cunoștință. Datorită acestei cunoașteri a numelui lui Dumnezeu, credința lor se duce la nivelul următor, se transformă în încredere în acest nume. Că e una să cunoști, la nivelul minții, una să zici, da, cred, sigur, cred, și alta să te încrezi ce au făcut aceste femei. Și Shifra și Pua și Iochebed, și Maria, mama lui Iisus, se aruncă cu totul. Se aruncă. E vorba de încredere. Se încred în puterea revelației, în revelația. El a avut parte de revelația și pentru el a fost ușor. Da, uite, acolo s-a prezentat Dumnezeu cu numele ăsta. Jehova Ire, Jehova Rafa, Jehova Shavaot, Jehova, da? Jehova Nisi, Dumnezeu, steagul meu. E una să ai informația la nivelul minții și alta să te arunci cu totul și să zici, cred, să te încrezi în puterea care însoțește aceste nume. Datorită acestei cunoașteri, credința lor se transformă în încredere.
Avem nevoie de informații, avem nevoie de cunoaștere, avem nevoie de înțelepciune, avem nevoie de învățătură, avem... Bun. Altceva. Ce mai au în comun? Toate își iau misiunea în serios și o duc la bun sfârșit cu excelență. Descifrăm la fiecare o frică sfântă de Domnul. În toate aceste cazuri despre care am vorbit, este vorba despre copii. Ele sunt gata să plătească cu viața lor pentru a împlini voia lui Dumnezeu. Toate merg contra curentului. Toate sfidează pericolul, sfidează legea, sfidează moartea pentru a-și împlini misiunea. Toate. De aici înțelegem că ele aveau o relație apropiată cu Dumnezeu. Cunoșteau bine vocea lui. Nu te duci, nu te expui morții dacă tu nu cunoști, nu e sigur că Dumnezeu ți-a vorbit. Cum am vorbit despre Avram. Dacă Avram nu cunoștea vocea lui Dumnezeu, era sigur că vocea lui Dumnezeu, se ducea pe munte și când zicea Dumnezeu, nu mai apuca să mai zică, Avram, oprește-te, nu? Deci, toate cunoșteau sigur vocea lui Dumnezeu, nu s-ar fi expus pericolului de a își da viața, de a plăti cu viața, dacă n-ar fi cunoscut vocea lui Dumnezeu. Ele umblau în destin. Altceva. Umblau în destin și vedem că cerul se pune în mișcare, cum am vorbit la lecția despre destin. Când o persoană umblă în destin, tot universul, cerul se pune în mișcare ca să poată să ajute persoana care e determinată, care e hotărâtă să umble în voia lui Dumnezeu desăvârșită, toate o ajută, toate se pun în mișcare. Ce mai au în comun? Toate patru sunt onorate peste așteptările lor, peste puterea de imaginație. Acum voi încheia o aplicație scurtă. Oricum s-ar numi copilul tău, oricare ar fi misiunea ta, copilul tău, numește-l copilul tău, da? Motivul trimiterii tale pe pământ, Dumnezeu este același. Numele lui are aceeași putere. Duhul Sfânt este cu noi și în noi. Dumnezeu onorează credințe de felul acesta. Credință cât un bob de muștar care mută munții. Cheia este la tine. Amin.